Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așa să fie cu voi. Lăudați să fie Iisus Hristos. Preasfințite Petru, preasfințite Aurel, cucernici părinți, dragi tineri candidați la marele sacrament al mirului, Catedrala din Iași este de obicei o armonie perfectă de frumos, îmbinată între măreția și amploarea ei, formele catedralei, lumina catedralei și prezența sacră și permanentă a lui Iisus în tabernacol. La marele sărbători, frumosul este accentuat și de gingășia florilor. Dar azi, frumusețea este la cote maxime, fiind amplificată de nevinovăția, bucuria de pe chipuri și zâmbetul acestor tineri. Pe de altă parte, azi,
preasfințiile voastre, intrați în comunitatea noastră. Dar această comunitate este unică în Moldova. Am putea spune că locuiește mereu în casa stăpânului ei, în casa episcopului nostru. Noi, cei din parohia catedralei, suntem niște favorizați, pentru că suntem mereu sub mâna ocrotitoare și binecuvântătoare a episcopului. Azi, într-un mod deosebit, impuneți-vă mâinile asupra noastră, pentru ca prin puterea acordată de Dumnezeu și prin misiunea primită de la Sfânta Biserică să ne întăriți, să ne umpleți de Duh Sfânt, să ne dați din curajul preasfințitului Anton Durcovici și al înaintașilor noștri, să ne dați puterea de a fi în lumea de azi creștini adevărați, așa cum ne invită și dragul nostru Părinte Papa Francisc. Ca episcop, fiind urmași direct al apostolilor, vă rugăm, dați-ne pe Duhul Sfânt, iar noi vă promitem că ne deschidem larg inimile pentru a-L primi în viața noastră. Trimite, Doamne, Duhul Tău și se va reînnoi fața Pământului. Cu adevărat, ne aflăm într-un cenacol. Trăim rusaliile aici, în catedrala noastră, într-o atmosferă plină de frumusețe, cu Maica Domnului și cu toți ceilalți dragi ai noștri. Mă bucur, dragi copii și tineri, să vă văd. Se bucură toți. Se bucură mai ales Dumnezeu, care vrea să vă aleagă să fiți prietenii și colaboratorii Săi, purtătorii luminii Sale în lume. Ne pregătim pentru acest moment aici, de Rusalii, când Îl așteptăm pe Duhul Sfânt, cerându-i iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele, ca inima noastră să fie curată și Dumnezeu care vine la noi să o umple cu cele 7 daruri ale Sale. Și acum spunem din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Lăcșălăsis de Sanctus Dominus, ecum Sancto Spiritu in gloriam Dei Pater. Dumnezeule, care în misterul sărbătorii de astăzi sfințește întreaga biserică din toate popoarele și neamurile, te rugăm, răspândește darurile Duhului Sfânt până la marginile pământului și continuă astăzi în inimile credincioșilor lucrarea minunată pe care a săvârșit-o bunătatea ta la începuturile predicării Evangheliei. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din Faptele Apostolilor. În ziua Rusaliilor, toți ucenicii Domnului se aflau adunați în același loc. Deodată, din cer, a venit un vuiet, ca și cum s-ar fi pornit un vânt puternic și a umplut toată casa în care se aflau. Și a apărut un fel de foc, care se împărțea în limbi și se lăsa asupra fiecăruia dintre ei. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. La Ierusalim locuiau atunci iudei evlavioși, veniți din toate națiunile de sub cer. Când s-a produs acel vuiet, s-a adunat o mare mulțime și erau uluiți, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. În uimirea lor se întrebau nedumeriți: iată, acești oameni care vorbesc,
nu sunt oare toți galileieni? Atunci, cum se face că fiecare dintre noi îi aude vorbind în limba maternă? Parți, mezi, elamiți și locuitori din Mesopotamia, Iudeia și Capadocia, de pe țărmul Mării Negre, din Asia, din Frigia, din Pamfilia, din Egipt și din Libia, care e aproape de Cirene, cretani și arabi, romani în trecere, iudei din naștere și iudei convertiți, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Fraților, cei care trăiesc după poftele trupului nu pot să placă lui Dumnezeu, dar voi nu trăiți după poftele trupului, ci după îndemnurile Duhului, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Cel care nu are Duhul lui Hristos nu-i aparține. Dacă însă Hristos este în voi, trupul este mort pentru păcat, iar Duhul este viața voastră prin îndreptățire. Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, cel care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, suntem datori, dar nu trupului, ca să trăim după trup, căci dacă trăiți după trup, veți muri. Dacă însă prin Duh dați morții faptele trupului, veți trăi.
Într-adevăr, toți cei călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu, căci n-ați primit un duh de robie ca iarăși să vă temeți, ci ați primit Duhul Înfierii, prin care strigăm, Abba, Tată, Duhul însuși dă mărturie împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu, copii și deci moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, de vreme ce suferim împreună cu El, ca să fim și preamăriți împreună cu El. Cuvântul Domnului. Vino Duhule Sfânt și trimite din înaltul cerului o rază din lumina Ta. Vino la noi, Părinte al săracilor. Vino, Împărțitorule de daruri. Vino, lumina inimilor noastre. Cel mai bun mângâietor, oaspete care aduci bucurie în suflet și ușurare în inim. În osteneală, Tu ești odihnă. În arșiță, Tu ești răcoare. Iar în lacrimi, Tu ne ești mângâiere. Tu, lumină fericită, vino și pătrunde în adânc inimile credincioșilor Tăi. Fără puterea Ta dumnezeiască, nimic nu este în om care să nu fie înclinat spre rău. Spală orice pat a sufletului, înlătură uscăciunea inimii, vindecă orice rană. Înmoaie inimile împietrite, încălzește-le pe cele reci și întoarce-le pe cele rătăcite. Celor care au credință și cred în Tine, dă-le cele 7 daruri sfinte. Prin Tine, virtutea să merite răsplata, să ajungem la mântuire în bucuria veșnică. Credincioșilor Tăi și aprinde în ele focul iubirii Tale. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a spus ucenicilor Săi, Dacă mă iubiți, veți ține poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl, iar El vă va da un alt mângâietor, ca să fie cu voi pentru totdeauna. Dacă cineva mă iubește, va ține cuvântul meu. Tatăl meu îl va iubi și vom veni la El și ne vom face locuință la El. Cine nu mă iubește, nu ține cuvintele mele, iar cuvântul pe care l-ascultați nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus acestea cât timp mai sunt cu voi, dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța totul și vă va aminti toate câte vi le-am spus eu. Cuvântul Domnului. Domnule Hristoase, Domnule
Preasfințite, Sfânta Maică Biserică vă roagă să împărțiți acestor copii și tineri sacramentul Sfântului Mir. Știi că sunt vrednici. După cele constatate în timpul pregătirii și după mărturia dată de părinții și nașii lor, mărturisesc că au fost aflați vrednici. Mulțumim lui Dumnezeu! Dragi copii și tineri, dragi și iubiți credincioși, urmează acum să primiți cel mai mare dar al vostru pentru viață, pe Duhul Sfânt cu darurile sale, la vârsta voastră. Pentru aceasta ați fost chemați să vă pregătiți. Părintele paroc a spus că v-ați pregătit. Iată acum preasfințitul nostru Aurel vine să desăvârșească ceea ce ați învățat voi, spunându-vă alte adevăr, alte cuvinte, dar să și vă întrebe dacă v-ați pregătit. Așadar, îl ascultăm cu atenție și răspundem când veți fi întrebați. Preasfințite, cucernice părinte paroc, cucernici părinți concelebranți, dragi copii și tineri, candidați la Sfântul Mir, iubiți credincioși. Las loc. Astăzi este sărbătoarea Rusaliilor. La 50 de zile după ce noi am sărbătorit învierea Domnului, Duhul Sfânt pe care l-a promis Hristos de mai multe ori apostolilor, se coboară asupra lor în timp ce erau în rugăciune în cenacol, acolo fiind și Preacurata Fecioară Maria, și din acea zi a început viața Bisericii. Viața Bisericii care continuă până astăzi, iar Duhul Sfânt, așa cum a promis Iisus, este cu noi și însuflețește Biserica. Astăzi, aici, în Iași, parohia Centru, este și un alt motiv de bucurie, pentru că este sărbătoarea Mirului. Sărbătoarea Mirului se poate asemăna foarte bine cu sărbătoarea Rusaliilor, pentru că așa cum Duhul Sfânt s-a coborât odinioară asupra apostolilor, care erau în cenacol, erau 12 la un număr, iată voi sunteți mai mulți, ca adevărați apostoli, așteptați acest moment al coborârii Duhului Sfânt. Și ceea ce s-a întâmplat cu apostolii care au fost trimiși să predice Evanghelia în toată lumea, la fel și voi astăzi primiți o misiune. Iată, voi încerca acum să explic aceste lucruri, dar pentru că este o sărbătoare așa de mare, am nevoie de ajutorul vostru. Știu că sunteți aici câțiva care v-ați pregătit și vreți să mă ajutați să facem o predică frumoasă. Ia să vedem cine veniți aici lângă mine, urcați-vă pe trepte. Iată, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nu lipsește nimeni. Bine, deci astăzi noi trăim un moment deosebit, un moment care pentru voi, dragi copii, va rămâne o zi memorabilă. Mai este o altă zi în viața voastră? Și aș vrea să te întreb, care este o zi importantă din viața ta în afară de ziua Mirului? Botezul. Botezul, iată, botezul este ziua în care noi începem să facem parte din biserică, ziua în care noi devenim creștini, devenim fii ai lui Dumnezeu. Botezul înseamnă pentru noi poarta de intrare în viața bisericii. Astăzi, cum spuneam, aceeași biserică asupra căroia s-a coborât Duhul Sfânt și continuă și astăzi, facem și noi parte, dar pentru a face parte din această biserică și a fi buni creștini, avem nevoie pe Duhul Sfânt, nevoie de Duhul Sfânt, de aceea îl primim astăzi de Duhul Sfânt. Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Treimi, Dumnezeu adevărat ca Tatăl și ca Fiul. Un adevăr fundamental, Duhul Sfânt este a treia persoană a Preasfintei Treimi, Dumnezeu adevărat ca și Tatăl și Fiul. Cred că știți și voi, nu? Cei din banc.
Vă puteți să spuneți tare cine este Duhul Sfânt? Iată, o definiție pe care nu trebuie să o uitați niciodată, pentru că Duhul Sfânt, venind asupra voastră astăzi, în ziua Mirului, trebuie să rămână mereu cu voi. Și eu să văd încă o altă întrebare aici. Tu l-ai mai primit vreodată pe Duhul Sfânt? Nu. Tu l-ai primit? Nu. L-a primit cineva aici care este de față? Nu. Băieții, l-ați primit? Nu. Nici eu. Eu cred că l-ați primit. Mai înainte am întrebat de botez, nu? Și la botez este prima oară când Duhul Sfânt se coboară în sufletul nostru. Prima vizită a Duhului Sfânt, prima coborâre a Duhului Sfânt s-a realizat în ziua botezului. De aceea este o legătură între botez și mir și cei care sunteți sau ați mai fost la Biserica Ortodoxă, vedeți că acolo când se botează un copil, în aceea zi primește și mirul. Este o legătură foarte mare. De aceea, astăzi voi primiți din nou pe Duhul Sfânt, după ce ați crescut mai mari, ați învățat mai multe lucruri despre credință și astăzi consideră biserica, când ați ajuns la vârsta maturității creștine, primiți pe Duhul Sfânt ca să fiți noi apostoli, adică să dați mărturie despre viața voastră, despre credința și despre tot ceea ce Dumnezeu v-a dăruit. Iată, nu uitați niciodată și această legătură între botez și mir, astăzi se desăvârșește această lucrare. Și ce este mirul? Mirul sau confirmațiunea este un sacrament prin care îl primim pe Duhul Sfânt cu toate darurile sale pentru a mărturisi cu tărie credința creștină. Iată, și această definiție ne spune exact ceea ce s-a întâmplat în ziua de Rusalie, îl primim pe Duhul Sfânt cu darurile sale ca să putem mărturisi cu tărie credința creștină. Și pentru a mărturisi această credință creștină, Duhul Sfânt vine la voi cu niște daruri. Ia să văd aici, merg mai încolo ca să întreb, ce va aduce astăzi Duhul Sfânt? Darurile Duhului Sfânt sunt înțelepciunea, înțelegerea, știința, sfatul, evlavia, puterea și frica de Dumnezeu. Și ție care dar îți place mai mult? Mai mult îmi place frica de Dumnezeu. Dumnezeu. Ia să văd aici, la voi, ce vă place mai mult, ție ce îți place mai mult? Înțelepciunea. Înțelepciunea, frumos. Tăria. Știința. Da, pentru că porți pe piept. Da, nu știam cât scrie acolo. Darul sfatului. Îți place sfatul, nu? Da. Până la urmă, eu cred că dacă sunt 7 daruri, dacă au luat dânsii 7 daruri, vouă ce vă mai rămâne? Vă rămâne ceva? Care daruri vă rămân? Toate cele 7 daruri. Ia să vedem care sunt cele 7 daruri ale Duhului Sfânt. Și băieților, ce vă place mai mult din aceste daruri? Frica de Dumnezeu. Și fetelor, ce vă place mai mult? Toate, nu? Iată, trebuie să vă placă toate aceste 7 daruri, pentru că aceste daruri ne însoțesc toată viața noastră. Să avem adevărată cunoaștere despre Dumnezeu, adevărata înțelepciune a vieții, nu? Sigur că și înțelepciunea sau știința de la școală este bună, dar avem nevoie de o știință a vieții creștine, cum să ne comportăm ca și creștini, avem nevoie de evlavie, de rugăciune, de frica de Dumnezeu, foarte bine ați spus că avem nevoie și de frica de Dumnezeu, avem nevoie și de curaj, de tărie, pentru că de multe ori noi trebuie să dăm mărturie cu mult sacrificiu despre credința noastră. Iată, de aceea vine astăzi la voi Duhul Sfânt cu aceste 7 daruri. Intrând în biserică, am văzut aici o mulțime de lucruri, mai ales de culoare roșie. De ce s-a îmbrăcat biserica astăzi în culoarea roșie? Pentru că unul din simbolurile Duhului Sfânt sunt limbile de foc. Da, limbile de foc, iată, sunt mai multe asemenea desene aici, și sus, și lateral. Deci, ne amintește de flăcările de foc.
Atunci când apostolii l-au primit pe Duhul Sfânt, s-a coborât asupra lor limbi de foc. Limbi de foc. Era semnul vizibil al coborârii Duhului Sfânt. Aici sus mai văd că este și o pasăre. Ce este cu pasărea aia de sus? Pasărea semnifică Duhul Sfânt. Cum se cheamă această pasăre? Porumbel. Porumbelul alb îl semnifică pe Duhul Sfânt. Știi cumva când s-a arătat Duhul Sfânt sub formă de porumbel asupra lui Isus? La botezul lui Isus. La botezul lui Isus. Atunci a apărut acest porumbel și din cer s-a auzit acel glas al Tatălui, acesta este Fiul meu iubit, semn că acolo erau cele trei persoane ale Preasfintei Treimi. Iată astăzi și această imagine a porumbelului ne amintește de Duhul Sfânt care plutește deasupra voastră și așteaptă să se coboare Duhul Sfânt, limbile de foc care amintesc de limbile adevărate de foc care s-au coborât asupra apostolilor, iar voi sunteți pregătiți pentru acest moment. Ceea ce se petrece cu voi astăzi este un lucru extraordinar. Poate este greu să pătrundem în adevăr, dar vă spun o povestioară ca să înțelegem sau să ne apropiem de înțelegerea acestui mister. Undeva în Africa, în ziua mirului, un băștinaș i-a oferit finului 4 daruri. I-a dăruit o broască țestoasă și a spus: această broască țestoasă să te învețe să iubești apa. I-a mai dat o colivie cu o pasăre și a spus: această colivie cu pasărea dinăuntru să te învețe și să-ți amintească că trebuie să prețuiești aerul. Și a mai dăruit și o floare și a spus acel naș: floarea să-ți amintească că trebuie să iubești pământul. Și a mai dat și o sticlă închisă și a spus: îți dau această sticlă pe care nu trebuie să o deschizi niciodată. De ce? Pentru că acolo este un mister. Astăzi am putea spune că printre multe daruri pământești, cu siguranță că aveți și un dar din partea nașilor, pe lângă darurile Duhului Sfânt, primiți și acest dar, mister. Cum vine Duhul Sfânt la voi, ce va face Duhul Sfânt și cum vă va călăuzi, rămâne un mister. Adevărul este că Duhul Sfânt va veni asupra voastră și vă va călăuzi pașii. Și mă folosesc și de o altă asemănare pentru a înțelege această lucrare a Duhului Sfânt. Acum este la modă cu telefonul mobil. Tu ai un telefon mobil? Da. Da. Și voi aveți? Da. Și voi din biserică aveți? Și dați și SMS-uri? Și când vă place un SMS, ce faceți? Ștergeți sau salvați? Apăsați pe salvați, nu? Și când nu vă place un SMS, ștergeți. Cum vine acest SMS la voi? Este telefonul și undeva din București sau poate din America, cineva vă trimite un mesaj și apare pe telefonul vostru. De unde vine? Mister, nu? Totul este că apare pe telefon. Așa este o asemănare cam slabă, dar Dumnezeu trimite SMS-ul astăzi, trimițând cele 7 daruri. Voi le primiți, știți că le primiți astăzi, dar nu cumva să apăsați pe butonul ștergeți. Trebuie să salvați aceste 7 daruri și nu numai că le salvați, trebuie să lucrați cu aceste daruri. Din când în când le recitiți în viața voastră pentru ca să fiți buni creștini. Iată, dacă această imagine cu telefonul, cu SMS-ul, trebuie să vă amintească că totdeauna trebuie să primiți și să reîmprospătați aceste mesaje pe care le primiți din telefonul care este viața voastră. Și încă o asemănare. Voi aveți calculatoare, nu? Toți aproape, nu? Și aveți și un cont de Facebook? Normal. Și aveți și mulți prieteni pe Facebook? Câți prieteni ai? Nu mai știu, 60 ceva. Și tu? 20 ceva. Iată, unii au 20, alții 50, alții se laudă că au și 1000 de prieteni și aveți un cont cu care voi comunicați. Deci, iată, tehnologia vă ajută
să vă cunoașteți sau să vă auziți prin Facebook, dar astăzi este un Facebook și mai mare. Astăzi se deschide un cont pentru voi. Îl deschide Duhul Sfânt. Și de astăzi înainte, voi intrați în acest circuit, nu numai al celor 140 cât sunteți aici, dar intrați în comuniune cu toți creștinii de pe fața întregului pământ. Așa încât spunem, dacă sunt peste 2 miliarde de creștini, intrați în acest circuit al creștinilor care l-au primit pe Duhul Sfânt și comunicați prin intermediul acestor daruri sau prin intermediul Duhului Sfânt. Se cheamă Facebook pentru că este o carte care vă aduce aproape prin telefon sau prin calculator. Dar Duhul Sfânt vă pune față în față cu Duhul Sfânt. Un Facebook special care astăzi se deschide pentru voi prin Duhul Sfânt și trebuie să vă simțiți atunci cu adevărat Biserică Catolică. Catolic înseamnă universal. Biserica, spuneam că a luat naștere în ziua de Rusalii. Atunci apostolii l-au primit pe Duhul Sfânt, erau 12, dar iată, biserica aceasta care înseamnă Biserică Universală îi cuprinde și pe cei care au trăit pe timpul apostolilor, dar și pe noi, oamenii de astăzi. Spuneam că astăzi cu Mirul începe o misiune de adevărați apostoli. Ce au făcut apostolii după ce asupra lor s-a coborât Duhul Sfânt? În ziua de Ierusalim, Duhul Sfânt s-a coborât sub formă de limbi de foc și ei ce au făcut? Sau... Ați auzit la prima lectură că au ieșit pe străzile Ierusalimului, nu? Și acolo erau oameni din toate națiunile, nu? Și ce făceau apostolii? Au început să predice în toate limbile. Iată, vorbeau în limba lor, dar toți îi înțelegeau, deși erau din mai multe națiuni, spuneau, erau români, romani, erau greci, erau iudei și toți îi înțelegeau. Deci apostolii au primit acel dar al limbilor sau credincioșii ca să poată înțelege predica apostolilor. La fel și voi astăzi, primindu-l pe Duhul Sfânt, începe această predică. Probabil că nu veți ieși afară, aici în fața bisericii, să predicați, dar faptele voastre bune de astăzi înainte trebuie să fie o predică frumoasă. Și acasă, și la școală, și pe stradă, și cu prietenii voștri, cu toți. Predica cea mai elocventă este atunci când prin comportamentul vostru arătați într-adevăr că sunteți noi apostoli ai zilelor noastre. Predicând prin comportamentul vostru bun, îndeplinindu-vă datoriile pe care le aveți față de biserică, adică să veniți mai departe la biserică, la slujbă, să vă spovediți, să vă împărtășiți, să luați și note mari la școală, nu? Vă plac notele mari? Cui plac notele mari? Ia ridicați mâna. Vă plac? Și vouă vă place, nu? Iată, note mari care este bucuria voastră, bucuria părinților voștri, bucuria profesorilor. Sunt atâtea lucruri pe care trebuie să le faceți, dar amintiți-vă totdeauna că Duhul Sfânt trebuie invocat. Gândindu-vă la cele 7 daruri, gândindu-vă în mod deosebit la puterea Duhului Sfânt care trebuie să fie în viața voastră ca să duceți o viață sfântă și curată. Iată, dragi copii, dragi tineri, minunea care se petrece astăzi cu voi și drumul nou la care porniți prin primirea Sfântului Mir. Peste câteva momente va fi acest moment important din viața voastră și cu mare atenție și evlavie primiți pe Duhul Sfânt așa cum erau și apostolii în rugăciune și în timp ce erau în rugăciune s-au coborât acele flăcări deasupra lor, iar ei au prins mult curaj, au fost înflăcărați și au ieșit pe străzile Ierusalimului pentru a predica Evanghelia. Dragi copii și tineri, astăzi pentru voi este un nou drum. Intrați în rândul creștinilor maturi care sunteți chemați să vă mărturisiți credința. Iar dumneavoastră, iubiți părinți, iubiți nași, trebuie să fiți mai departe alături de finele sau finii dumneavoastră
și să-i însoțiți în acest drum de trăire al credinței cu exemplul bun, cu sfatul bun, cu ajutorul dumneavoastră. De aceea v-ați angajat și vă angajați la acest moment de însoțire a copiilor pentru acest moment al primirii sacramentului Sfântul Mir. Duhul Sfânt să reîmprospăteze în noi toți darurile sale pe care le-am primit în ziua Mirului nostru și să ne facă într-adevăr să ne simțim creștini catolici, creștini care fac parte din Biserica lui Hristos. Amin. Acum mergeți la locurile voastre. Aprindeți lumânările. Îi mulțumim Preasfințitului și acum rog pe voluntari și voluntare să facă un act care se împlinește de fapt astăzi aici. Să aprinde lumina care ați primit-o la botez. Preasfințitul spunea că la botez a venit prima dată Duhul Sfânt și credința. Și primiți această lumină unul de la altul. Nu mergeți la fiecare persoană, ci numai la marginile drumului, rândului. Și trans mai departe, unul de la altul, împrumutați lumina. Această lumină este credința voastră, care ați primit-o voi în ziua botezului vostru. Astăzi se desăvârșește această operă a lui Dumnezeu față de noi, față de voi. Și cu aceste lumânări în mână, ajutați mai repede, dacă nu intrați și pe alte rânduri, vă rog, pentru că văd că aveți lumânări de alt soi. Sunt lumânări frumoase, reprezintă o culoare a iubirii, a focului, a acelei lumini pe care Dumnezeu o oferă fiecăruia dintre noi. Și cu aceste lumini, vă uitați la mine, ia să vedem, prindeți unul de la altul. Vedeți, credința se transmite, cum o primiți voi de la personalul care vă ajută, la voluntari și voluntare, voi vă dați mai departe, la colegii și colegele voastre. Iată că am ajuns la sfârșit. Acum vă rog să priviți la mine, toți, mai continuați să aprindeți și unele nu s-a aprins. Ridicați puțin lumânările, un pic mai sus, nu chiar prea sus, mai jos, mai normal, așa, dar la piept aici, așa. Așa. Și acum ascultați întrebările pe care le punem noi, întrebări care au fost puse la botezul vostru și atunci au răspuns nașii voștri și părinții în locul vostru. Acum pregătiți, așa cum am auzit și am văzut, răspundeți voi, personal, pregătiți, bucurându-vă de o maturitate creștină, vrând să vă angajați și voi cu ceilalți dragi ai voștri în credință. Așadar, vă întreb, acum, mai înainte de a primi pe Duhul Sfânt, reînnoiți mărturisirea de credință de la botez, mărturisire pe care atunci au făcut-o pentru voi, părinții și nașii voștri, împreună cu Biserica lui Hristos. Așadar, vă întreb, răspundeți fiecare în parte. Vă lepădați de Satana și de toate faptele lui și de toate ademenirile lui? Mă lepă. Credeți în Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului? Cred. Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, născut din Maria Fecioară, care a pătimit și a fost îngropat, a înviat din morți și acum șade de dreapta Tatălui? Cred. Credeți în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care așa precum s-a dăruit apostolilor în ziua de Rusalii, vi se dăruiește astăzi în chip deosebit prin taina Sfântului Mir? Cred. Credeți în Sfânta Biserică Catolică, în împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața cea veșnică? Cred. Repetați după mine. Aceasta este credința Bisericii. Aceasta este
Aceasta este și credința noastră. Și noi suntem fericiți că o putem mărturisi în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Nostru, amin. Rugăm pe Preasfințitul să vină aici, alături și împreună să invocăm în mâinile spre ceruri pe Duhul Sfânt. Preiubiților, să rugăm pe Dumnezeu Tatăl Atotputernicul ca asupra acestor fii adoptive ai săi, renăscuți prin botez pentru viața veșnică, să trimită cu bunătate pe Duhul Sfânt, care să-i întărească cu harurile sale îmbelșugate și prin ungerea sa să-i facă asemenea cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Omnes, Dumnezeule atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care din apă și Duh Sfânt ai dat viață nouă acestor copii ai Tăi, eliberându-i de sub jugul păcatului, Doamne, Tu însuți trimite acum asupra lor pe Duhul Sfânt Mângâietorul, dăruiește-le lor Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al puterii, Duhul cunoștinței și al pietății, și umple pe ei cu Duhul temerii de Dumnezeu, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Nașii se apropie și vin în spatele candidaților și a fiilor lor. În acest moment, adolescenții și tinerii care s-au pregătit pentru primirea sacramentului Sfântului Mir sunt unși cu uleiul sfințit, primesc sacramentul Sfântului Mir și devin astfel mărturisitori puternici ai credinței ai lui Hristos. După ce au fost încurajați și de Preasfințitul Aurel Percă la predică, la fel și de Preasfințitul Petru Gherghel, aceștia, însoțiți de nașii lor, copiii, adolescenții și tinerii, primesc aceste daruri ale Duhului Sfânt, cele 7 daruri, pentru a merge și ei la rândul lor și să dea mărturie de credința pe care o au și să-și trăiască cu maturitate spirituală credința pe care au primit-o la botez.
dată, iubiți credincioși, asistăm și noi la o revărsare a Duhului Sfânt în Biserica Catedrală Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Duhul Sfânt coboară cu cele 7 daruri asupra acestor adolescenți și tineri pregătiți pentru a primi sacramentul mirului. Ei se vor întoarce după ce se va sfârși Sfânta Liturghie, se vor întoarce acasă și vor avea această misiune de a da mărturie despre credința lor, despre faptul că sunt creștini maturi, capabili să își exprime credința și să o apere în fața celor care se împotrivesc ei și a da mărturie, capabil să dea exemplu de ceea ce ei trăiesc, de ceea ce au primit ei astăzi pe Duhul Sfânt cu cele 7 daruri. Așa cum apostolii au fost împreună cu Sfânta Fecioară Maria în cenacol și celelalte persoane și asupra lor a coborât Duhul Sfânt sub forma limbilor de foc și asupra acestor adolescenți și tineri a coborât Duhul Sfânt prin taina mirului, a confirmării sacramentului botezului în ei. Continuă Sfânta Liturghie cu rugăciunea credincioșilor. Dragi copii și tineri, fraților prea iubiți, în această zi de mare sărbătoare, când în catedrala noastră se înnoiește spiritul Rusaliilor, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care înălțându-se la cer, ne l-a trimis pe Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, și ne-l trimite neîncetat. Și să spunem, te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Iisuse Hristoase, ocrotește, apără, clăuzește, sfințește și susține biserica ta prin Duhul tău sfânt, ca lumina ei să devină far strălucitor pentru toate popoarele. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează cu lumina și darurile Duhului Sfânt pe Papa Francisc, pe preasfințitul nostru Petru, pe preasfințitul Aurel, pe toți slujitorii altarului, pentru ca totdeauna să poată vorbi lumii de azi despre darurile și minunile lui Dumnezeu. Ne rugăm, ascultă-ne! Vindecă prin revărsarea Duhului Sfânt rănile dușmăniei dintre oameni și dintre popoare și dăruiește lumii de azi, societății și familiilor noastre, pacea ta. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca noi toți, cei care azi am fost umpluți cu darurile Duhului Sfânt prin sacramentul mirului, să rămânem fideli lui Hristos, bisericii și credinței noastre pe tot parcursul vieții. Te rugăm, ascultă-ne! Sporește în inimile noastre recunoștința pentru marele dar al Duhului Sfânt și dorința de a urma totdeauna cu fidelitate toate inspirațiile Lui, și astfel să fim mereu creștini, așa cum ne vrea Bunul Dumnezeu. Te rugăm, ascultă-ne! Prin lucrarea și puterea Duhului Sfânt, tinerii și copiii care încă nu te cunosc, să primească învățătura bisericii tale, să vadă minunile pe care Dumnezeu le săvârșește în viața lor și să devină copii ai lui Dumnezeu. Te rugăm, ascultă-ne! Răsplătește-i cu darurile tale și pe părinții, bunicii, preoții, cateheții și nașii, care ne-au însoțit în drumul nostru pentru această zi, ne-au ajutat în pregătirea noastră, ne-au condus pașii către tine și ne-au oferit marele dar al credinței. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Dumnezeule, Tu care ești iubire, ai promis prin Fiul Tău, Iisus Hristos, pe Duhul Sfânt tuturor celor care se roagă, pe că puterea Ta să lucreze în noi și în noi toți oamenii,
prin același Hristos, Domnul nostru. Amin.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul o jertfă de mâinile tale, spre lauda și mărirea numele Său și spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale Biserici. Dă-ne, te rugăm, Doamne, harul ca după cum ne-a făgăduit Fiul Tău, Duhul Sfânt, să ne dezvăluie tot mai adânc taina acestei jertfe și cu îndurare să ne călăuzească la tot adevărul, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci pentru a duce la îndeplinire misterul pascal, Tu l-ai trimis astăzi pe Duhul Sfânt și l-ai revărsat asupra celor care prin botez au înviat împreună cu Hristos și au devenit copii ai Tăi. Duhul Tău este acela care la începuturile bisericii le-a dăruit tuturor popoarelor harul de a-L cunoaște pe Dumnezeu cel adevărat, unindu-i pe oamenii de toate limbile în mărturisirea uneia și aceleiași credințe. De aceea poporul celor botezați, pătruns de bucuria pascală, te saltă de fericire pe toată fața pământului, împreună cu puterile cele și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Și cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers, și fără încetarea din poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus, să îi se aducă numărul Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă să celebrăm aceste taine. Că cele noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu,
care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, a noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Haide, Doamne, Sfântoare, și în pierea ta o mărturisi, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu Preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francesc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Copii, dragi tineri, luați în mâini lumânarele, dedicați mai sus. Și acum, împreună cu noi, părinții voștri, nașii voștri, voi, îndreptați spre ceruri ca să ne rugăm împreună, așa cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos, și să spunem prin Duhul Sfânt: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi, și ne mântuiește de celălalt.
Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milosibirea Ta să fim pururea liberi de păcat. Și ferici de orice tulburare, așteptăm speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci Ta este împărăția și puterea și măria în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ne l-ai promis și ne l-ai dăruit pe Duhul Sfânt. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numele. Distribuirea Sfintei Împărtășanii pentru copiii care au primit astăzi sacramentul mirului, rămân pe loc și va merge preasfințitul sau unul dintre preoți să vă împărtășească. Deci, rămânem pe loc.
Să ne rugăm, Dumnezeule, care îi dăruiești bisericii tale bunurile cerești, păstrează-ne harul pe care îl ai dat, cu ca puterea Duhului Sfânt revărsată asupra ei, să lucreze pururi în ea, iar această hrană spirituală să-i fie mereu spre înaintare în drumul mântuirii, prin Hristos Domnul nostru. Câteva anunțuri care privesc viața comunității noastre în săptămâna care urmează. Acum, după Sfânta Liturghie, în fața bisericii, puteți găsi un compact disc cu cântece mariane realizat de Părintele Isidor Iacovici, parohul și decanul de Roma. Toți banii rezultați din vânzarea acestui disc sunt destinați misiunii din Kenya și misionarilor noștri. Miercuri 22 mai, aici în catedrală, la ora 20, va avea loc un concert de vioară susținut de violonistul Alexandru Tomescu în cadrul turneului Stradivarius, turneu susținut în 10 biserici catolice, una armeană și una reformată din România. Duminica viitoare, 26 mai, în sărbătoarea Sfintei Treimi, în comunitatea noastră, la liturghia de la ora 9 și un sfert, un număr de 40 de copii vor primi prima sfântă împărtășanie. Sigur, apelul este și către părinți, către familiile lor, de a fi alături de acești copii și prin primirea Sfintelor Sacramente. Tot duminica viitoare, la ora 19:30, aici în catedrală, corul de tineri Iuvenes Ecclesiae, pe care l-am ascultat și astăzi, va susține un concert extraordinar cu cântări clasice dedicate Maicii Domnului, Regina Lunii Mai. De aceea, liturghia de seară, duminica viitoare, va fi cu jumătate de oră mai devreme, adică la ora 18. Și mai anunțăm că în parohia noastră se organizează un pelerinaj în Polonia între 8 și 15 iulie la Częstochowa și la alte sanctuare din Polonia. Sfințite Petru Gherghel, preasfințite Aurel Fercă, ucernici părinți, dragii noștri nași, părinți și prieteni, mă adresez acum în numele tuturor colegilor mei care azi am trăit momente sfinte, copleșitoare și de mare bucurie. În catedrala inundată de lumină și culoare, dar plină și de zâmbetul și bucuria noastră, putem spune că azi s-au reînnoit rusaliile de acum 2000 de ani. Peste noi, la rugăciunea preasfințiilor voastre, în inimile și viața noastră a coborât cu adevărat Duhul Sfânt. Noi am devenit azi ființe pline de Dumnezeu, am devenit ostași al lui Hristos, am devenit creștini maturi. Dacă florile la început sunt în timp doar muguri, vine o zi când își desfac petalele și răspândesc în jur frumusețea și parfum. Dacă noi până azi am fost copii, de azi ne desfacem ca și florile, petalele și vrem să răspândim în jurul nostru parfumul credinței și frumusețea virtuților creștine. Am primit acest mare dar al mirului prin impunerea mâinilor și prin ungerea pe care ne-ați oferit-o preasfințiile voastre. Vă mulțumim și vă asigurăm de rugăciunea noastră și de străduința de a vă fi mereu alături, urmându-vă pe față. Am primit viața și sămânța credinței de la părinți. Azi vă mulțumim, dragi părinți, pentru jertfa voastră, pentru iubirea pe care ne-o arătați zi de zi, pentru că ne-ați condus pașii spre biserică, pentru că ne arătați mereu ce este bun și plăcut în ochii lui Dumnezeu. Primiți azi recunoștința noastră și sărutăm mâna care ne mângâie mereu. Azi am avut lângă noi un naș care am vrea să ne fie mereu un prieten de nădejde. Vă mulțumim, dragi nași, că ați acceptat să ne fiți alături. Vă cerem să ne fiți întotdeauna călăuze pe drumul cel bun. În drumul nostru de formare ne-au stat alături persoane dragi, profesori implicați în formarea noastră. Părintele paroh Iosif Dorcu, Părintele Petru Dorcu, Părintele Copiilor, Teodora Pantazi, Fratele Daniel Ciobanu, Lăcrămioara Boroș, Magda Ciuc și seminaristul Cosmin Croitoru, adevărați prieteni, bune călăuze. Vă mulțumim azi din toată inima, vă promitem că nu vă vom uita și așteptăm să ne întâlnim mereu pe drumul vieții, pe credință. Prietenii adevărați nu se uită. Biserica noastră catedrală arată azi ca o mireasă, bodovită și strălucitoare. Vă mulțumim vouă care ați gândit și ați realizat aceste comori de frumusețe, aceste nestemate de culoare. Catedrala strălucește și datorită chipurilor voastre, dragi bunici și dragi prieteni și toți cei care ne stați azi aici în biserică, alături.
Bucuria noastră se unește cu bucuria voastră și așa se face sărbătoarea în inimile tuturor. Preasfințite, vă promitem azi în ziua noastră de sărbătoare să rămânem mereu frumoși, curajoși și buni credincioși. Vă rugăm să ne fiți mereu alături, iar acum vă invităm să ne oferiți binecuvântarea cu care să ne îndreptăm spre casele noastre. Ne-am bucurat astăzi, am bucurat cu voi, dragi copii și tineri, părinții și nașii și cu întreaga noastră comunitate. Sigur că când este Dumnezeu cu noi, bucuria este deplină și astăzi Dumnezeu e cu noi. Mulțumim acestei reprezentante a voastră care ne-a asigurat că într-adevăr am înțeles ce însemnează să ajungi să fii miruit și ce misiune au copiii. Preasfințitul vă spunea că trebuie să ieșiți și voi și să vorbiți. Atât să țineți predici, cum fac preoții, fac ei sau măicuțele, și prin viața voastră să predicați. Adică care cei care vă văd să înțeleagă cine sunteți și ce le vorbiți. Am bucurat să întâlnesc undeva un exemplu, adaug și eu un exemplu la ce a spus Preasfințitul. A fost o expoziție mare cu diferite exponate făcute de copii. Sigur, multe. A fost un juriu. Și cine relatează acest fapt, relatează că la un moment dat juriul a ajuns în fața a câtorva tablouri scorite de o persoană. Și uitându-se ei, discutând despre ce se vede, evaluând ceea ce au făcut, la urmă au tras o concluzie. Acest copil este creștin. Creștin. Pentru că imaginile lui vorbesc despre credința sa. Biserici, îngeri, în genunchi, cu părinții mergând împreună la rugăciune. Diferite imagini care, într-adevăr, dădeau dovadă că acea persoană era credincioasă. Și acest lucru era pe vremea comuniștilor. Cu atât mai mult, acei din juriu au apreciat curajul acelei persoane și au lăudat-o. Acest lucru trebuie să-l faceți voi, mergând la școală, mergând acasă, scriind, pictând, muncind, învățând, să le spuneți celorlalți prin ceea ce faceți, că acum sunteți creștini, ce faceți parte din comunitatea credincioșilor noștri din Iași și nu numai. Acest lucru vi-l dorim. Și acest lucru a ieșit și din această prezentare. Acest lucru v-a spus și Preasfințitul. Felicitări pentru că v-ați pregătit așa frumos. Ați împodobit realmente biserica. Fiecare copil și tânăr, fiecare persoană care îl poartă pe Dumnezeu în suflet, reprezintă o comoară, reprezintă un joiel, reprezintă un dar. Acest lucru l-ați făcut
și vrem să-L faceți mereu. Felicitări părintelui decan și Pavel, părintelui Petru Dorcu, celorlalți părinții noștri de la parochia, felicitări voluntarilor și catechiștilor, felicitări nașilor și părinților. Și acum invit pe Preasfințitul, la sfârșitul acestei celebrări, cu bucurie în suflet, să implorăm binecuvântarea care să vă întoarceți acasă și să vorbiți celorlalți că sunteți creștini catolici. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului! Dumnezeu, Părintele Luminilor, care a binevoit să lumineze cugetele voastre prin revărsarea darurilor Duhului Sfânt în sacramentul mirului, să vă dea bucuria binecuvântării sale și belșugul tuturor harurilor. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace, aleluia, aleluia! Iar acum, copiii, ieșim din bănci, mergem afară pentru fotografie, exact cum am făcut repetiția ieri, după ministranți.
iubiți credincioși, care ați urmărit în direct Sfânta Liturghie din Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Este zi de sărbătoare, este ziua Rusaliilor, când comemorăm coborârea Duhului Sfânt asupra apostolilor adunați împreună cu Sfânta Fecioară Maria în cenacol, în așteptarea împlinirii promisiunii Mântuitorului că îl va trimite pe Mângâietorul, pe Apărătorul, pe Duhul Sfânt, care să rămână mereu împreună cu ei și împreună cu noi, cei care facem parte din biserică. A fost o sărbătoare deosebită, o celebrare deosebită, pentru că în cadrul liturghiei, Preasfințitul Petru Gherghele și Preasfințitul Aurel Percă au conferit taina Sfântului Mir tinerilor și adolescenților care s-au pregătit pentru acest moment. Au conferit taina Sfântului Mir tinerilor și adolescenților din comunitatea catedrale, din comunitatea parohiei Adormirea Maicii Domnului din Iași. Ei au răspuns întrebărilor pe care sigur le-au adresat și cei care s-au ocupat de ei, dar și întrebărilor pe care le-a adresat Preasfințitul Aurel Percă la predică. Ritul esențial al sacramentului mirului în Biserica Catolică este ungerea cu Sfânta Crismă pe frunte, făcută cu impunerea mâinii și însoțită de cuvintele "Primește pecetea darului Duhului Sfânt". În Biserica Catolică, atât în Biserica Catolică cât și în Biserica Ortodoxă, sacramentul mirului face parte din cele trei sacramente ale inițierii creștine. Cei care au primit sacramentul mirului sunt întăriți cu Duhul Sfânt, cu darurile Duhului Sfânt, cele șapte daruri, pentru a fi întăriți în credință, în mărturisirea credinței lor și în această trăire cât mai frumoasă și matură a credinței primită, bineînțeles, la început, la botez, când l-au primit pentru prima dată pe Duhul Sfânt, iar sacramentul mirului face tocmai o confirmare a sacramentului, o întărire a Duhului Sfânt primit la botez. Ne bucurăm că ați fost împreună cu noi și le dorim acestor adolescenți și tineri să fie într-adevăr mărturisitori ai Duhului Sfânt, să fie adevărați credincioși, maturi în credință și să aducă bucurie tuturor celor care îi întâlnesc, tuturor celor care intră în contact cu ei și să dea mărturie de ceea ce sunt ei, creștini adevărați, iar astăzi, iată, creștini în plus cu darurile Duhului Sfânt, cele șapte daruri ale Duhului Sfânt. Sunt Părintele Adrian Blăjuță și vă mulțumesc pentru atenție, pentru această, cred eu, împreună rugăciune pentru a-L primi și noi pe Duhul Sfânt cu darurile sale. Lăudat să fie Iisus Hristos, lăudat să fie Tatăl, lăudat să fie Duhul Sfânt.